Ioan capitolul 20. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a spus, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. În timp ce ocup locul, spune celui de lângă tine, de fapt întreabă-l, crezi tu astăzi? Crezi tu astăzi? E important să răspundem la întrebarea asta. Îmi amintesc că în copilărie eram fascinat de iluzioniști. Cei care scoteau iepuri din pălărie, ghiceau cartea pe care o alegea cineva așa în gând, tăiau trupuri în două și apoi le lipeau la loc, îndoiau linguri cu puterea gândului. Eram fascinat de ei. Și cel mai mare pe vremea aceea era David Copperfield. Ăsta este un iluzionist care a ajuns și în cartea recordurilor. Pe vremea aceea făcea cele mai fantastice trucuri. A fost legat de mâini și de picioare și aruncat în cascada Niagara. A mers prin zidul chinezesc, a levitat deasupra Marelui Canion, a evadat din cumplitul Alcatraz. Și cea mai mare iluzie a fost că a făcut să dispară Statuia Libertății. Am urmărit-o la TV și a lăsat o impresie, eram un copil, a lăsat o impresie foarte puternică asupra mea. Însă nimeni nu a crezut cu adevărat că el face miracole. Ci toți cei ce-l urmăreau își puneau întrebarea, oare cum reușește să facă aceste iluzii? Până astăzi trucurile lui au rămas secrete. El a fost unul, cum spuneam, dintre cei mai mari iluzioniști, cel ce făcea să vezi și să nu crezi. Pentru că iluzioniștii asta fac. Te fac să vezi și să nu crezi. Pentru că, dragii mei, a vedea nu înseamnă a crede. Contrar credinței publice, a ceea ce ni se spune în dreapta și în stânga, a vedea nu înseamnă a crede. Cum spuneam, mai devreme, toți ne întrebam, bă, oare cum face el aceste minuni? Dar știam că este un magician care creează iluzii. Azi mulți spun, domne, să văd un miracol și apoi voi crede și eu în Dumnezeu. Vreau să vă reamintesc că contemporanii lui Iisus au văzut miracole. Cei care erau pe pământ în Iudeea, în timp ce Iisus își făcea misiunea, au văzut miracole, cum n-au văzut mulți. Orbii și-au căpătat vederea, șchiopii au umblat, leproșii au fost curățiți, oamenii au fost hrăniți miraculos. Toți știau lucrul acesta pentru că evangheliile au fost scrise în timp ce trăiau martori oculari. Dacă nu ar fi fost așa, dacă el ar fi fost un David Copperfield, cineva de undeva spunea, băi, astea au fost doar iluzii. Însă ele s-au întâmplat. Care credeți voi că a fost cel mai mare miracol pe care l-a făcut Iisus? Hai să vă spun eu. L-a înviat pe Lazar după 4 zile. Mirosea deja. L-a înviat pe Lazar după 4 zile. Da? Ai spune că toți care erau acolo, pentru că ăsta a fost un miracol public. Majoritatea miracolelor pe care le făcea Iisus, atenție, el nu le făcea pentru ca oamenii să creadă în el.
ci el făcea ca să demonstreze, să lase un semn că el este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Ei bine, de fiecare dată când făcea câte un miracol, le spunea, nu spune la nimeni, nu încă timpul. Când a înviat-o pe fiica lui Iair, a luat numai 3 apostoli cu el acolo, pe maică-sa și pe taică-su. N-a făcut un miracol public. Ei bine, la învierea lui Lazar, toți erau acolo. Toți au văzut cu ochii lor cum mortul a ieșit din mormânt. Înfășurat după ritualul evreiesc, Lazar a ieșit afară. Și ai fi zis că dacă au văzut miracolul acela, toți au crezut, pentru că au văzut cu ochii lor, nu? Însă, dacă citiți cu atenție, de-abia atunci, sau de atunci, s-au hotărât să-l omoare. Pentru că majoritatea celor care au văzut au început să se întrebe, cum mă întrebam eu când mă uitam la David Copperfield, bă, cum face el chestia asta? Poate Lazar era doar ațipit. Poate era doar adormit. Poate nu chiar așa s-a întâmplat. Sau, de ce nu? Poate lucra cu puterea diavolului. Numai opinii și păreri eronate. Și de ce? Pentru că vederea nu i-a ajutat la nimic. Chiar dacă au văzut cu ochii lor, au experimentat cu simțurile lor ceea ce făcea Iisus, puterea lui extraordinară, asta nu le-a ajutat la nimic. Din contră, s-au împietrit. Fiindcă a vedea nu înseamnă a crede. A vedea miracole nu este de ajuns. Nu poți înlocui niciodată credința cu vederea. Credința este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd, oameni buni. O puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Asta spune apostolul. Ei au văzut miracolul acolo și au trebuit să se decidă. Este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu sau doar un iluzionist foarte bun? Vă spuneam că Iisus niciodată n-a făcut miracole ca oamenii să creadă în El. Mai mult, când a mers în patria lui, acolo unde nu a găsit credință, apostolul spune că n-a făcut niciun miracol decât a vindecat câțiva oameni. Pentru Dumnezeu asta e foarte puțin. Pentru că nu a găsit acolo credință. Răbiților, a vedea este omenește. A crede este dumnezeiește. Și asta merge dincolo de vedere. Azi, ori crezi cu adevărat și vezi, ori vezi, dar ești mai orb ca Bartimeu. Ai înțeles ce am vrut să spun? Azi, ori crezi și vezi cu adevărat, ori doar vezi și ești mai orb ca Bartimeu. Sunt o mulțime de oameni care se îndoiesc. Vă mai spuneam cu o altă ocazie, în jur de 15-16 ani, am început și eu să pun anumite întrebări și nu-mi explicam fosilele, nu-mi explicam dinozaurii, am început să pun întrebări, să trimit e-mail-uri, pentru că încercam să înțeleg, încercam să văd. Discut cu o mulțime de oameni care nu sunt regenerați, care nu au nașterea din nou și îmi dau seama din întrebările lor că, de fapt, căutările lor au de-a face cu vederea. Cu ce pot ei înțelege, cu ce pot ei cuprinde, cum pot ei vedea. Dar dați-mi voie să vă spun astăzi că credința este mai mult decât vedere sau raționament. Credința este superioară vederii sau raționamentului, pentru că îndoiala este omenească. E firească. E absolut firesc, adică normal. Să nu crezi că un om poate să învie după 3 zile sau 4 și să treacă prin ziduri. E firesc. E natural. E absolut normal. E firesc și normal să nu crezi că un om, după ce a fost bătut crunt, crucificat, străpuns cu sulița în inimă, lăsat 3 zile în mormânt, învie și se arată oamenilor. E natural să nu crezi. Păi știi ce căutăm noi dimineața aici? Și răspundem adevărat a înviat. Pentru că Duhul care este în noi ne spune, Iisus a înviat cu adevărat. Și este viu în vecii vecilor. Și Hristosul înviat nu mai moare niciodată. E, asta nu se face prin raționament. Că asta nu e matematică. 1 plus 1 egal 2. Na, nu iese.
Nu iese. Dar atunci când intervine Dumnezeu, lucrurile se schimbă complet. Îndoiala este omenească. Viața schimbată a noastră, prioritățile schimbate în viața noastră, demonstrează dincolo de orice dubiu că Iisus Hristos este viu. El ne-a transformat pe noi. Noi care eram morți, astăzi suntem vii prin credința în Iisus Hristos. E bine, asta au spus ucenicii lui Toma când s-au întâlnit cu el. Și el a avut o reacție absolut normală. Firească. Ce face Toma când aude de la ucenici? Vezi, noi ne-am întâlnit, tu n-ai fost. Nu știm de ce n-a fost la biserică. Putem să extrapolăm, dar nu este treaba noastră. Da? Poate s-a dus să-și ajute mama bolnavă, nu știm asta. Am auzit multe predici că Toma a lipsit la biserică și de asta nu știm. Nu știm, ce nu scrie, nu-i bine să adăugăm noi. Da? Toma n-a fost. Dar când a revenit, ucenicii ceilalți au spus, ne-am întâlnit cu Domnul. Și el ce face? El cere semne și minuni. A cerut să vadă și el. A vrut să vadă și el. A spus, ok, băieți, hai să vă spun ceva. Dacă nu voi vedea semnul cuilor, dacă nu pun degetul meu în rană, în coasta lui, nu voi crede. Vreau să vă spun că Toma era un evreu adevărat, că și evreii au cerut semne. Ei când au trecut Marea Roșie, când au fost prin pustie, când au fost scoși cu mâna puternică a lui Dumnezeu din Egipt, au văzut minunile. Au văzut Marea Roșie și mai apoi, cum s-a despicat, mai apoi urmașilor au văzut Iordanul, care la fel s-a despicat în două și au trecut ca pe uscat. Biblia spune că au fost hrăniți 40 de ani cu mană și papucii nu li s-au stricat în picioare, iar hainele nu s-au învechit. Ai zice că erau numai femei fericite și bărbați bucuroși. Femeile că nu mai trebuiau să facă mâncare și bărbații nu mai trebuiau să cumpere haine, în special papuci. Nu e așa? Câțiva bărbați pe aici, dați numai din clipiți numai, nu dați din cap că e bai. Dar 40 de ani. Ăștia n-au trebuit să viziteze niciun magazin. 40 de ani, numai, dragă doamnă, ce avem la micul dejun, ce avem la prânz, ieșeau afară și culegeau. Treaba era excelentă. Evreii au văzut și au spus, atenție, în Deuteronom 26 spune așa, Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și cu minuni. Asta au spus ei. Copiilor, în timpul Domnului, au fost hrăniți de către Domnul cu aceeași mană când a înmulțit pâinile și pește. Și ei, ai fi zis că, până la urmă, au crezut. Dar în Ioan, în capitolul 4, Iisus le spune, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Evreilor, asta este felul vostru de a fi. Vouă vă trebuie tot timpul să vedeți ceva. Să experimentați, să vedeți semne și minuni. Și Toma, ca un evreu veritabil, spune, vreau să văd și eu semnele din trupul lui. Și atunci voi crede. Sunt mulți astăzi care cer semne și minuni. Poate în discuțiile voastre cu vecinii, cu rudele, care încă nu s-au întors, nu-L cunosc pe Domnul, tot auziți, să văd și eu în semn. Și unii chiar vin la biserică să le vadă. Dacă nu sunt evidente, se duc după oamenii, așa zis și vindecători, care suflă, cad mulțimi, apoi pleacă cu buzunarele pline, da? Ăștia vând batiste, uleiuri, aghiazme, cărți, cruci și promit semne și minuni. De-a lungul istoriei s-au inventat icoane plângătoare ca oamenii să facă pelerinaj, să dea bani. Dar să nu judecăm prea tare. Pentru că mulți dintre noi vin la biserică cu suzeta în buzunar. Cer semne și minuni ca să creadă. Asta e o credință de copil. Și Hristos le spune așa, un neam viclean și prea curvar cere un semn. Asta a răspuns Hristos când farisei au zis, tu ce semn faci ca să credem în tine? Asta după 3 ani de semne și minuni. Cum n-a făcut nimeni niciodată.
Fariseii necredincioși l-au ispitit și au cerut un semn și el spune: un neam, adică o generație, viclean și preacurvar, cere un semn. Nu i se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Despre ce vorbea? Despre ceea ce sărbătorim noi astăzi. Ca Iona, în burta peștelui, 3 zile și 3 nopți el a stat în mormânt, dar a treia zi a înviat din morți. Binecuvântat să fie numele său. Semne și minuni au văzut. Și eu vă întreb, câți dintre ei s-au pocăit cu adevărat? Pentru că cei care strigau Osana fiului David, care l-au întâmpinat la intrarea în Ierusalim cu ramuri de finic, și cei care au strigat acolo erau aceiași care ulterior au spus: răstignește-l, răstignește-l. L-au refuzat pe Hristos și l-au eliberat pe Baraba. Sunt cei care au zis: blestemul de pe el să vină peste noi și peste casele noastre. Oameni buni, semnele și minunile nu pocăiesc pe nimeni. De asta niciodată să nu mergeți după așa zici vindecători, care garantează că la ceea ce fac ei vom experimenta semne și minuni. Asta dacă Dumnezeu dă. Asta dacă Dumnezeu vrea. Niciodată nimeni n-a făcut minuni mai mari ca Iisus. Sunt astăzi unii care afirmă că ei fac minuni mai mari. Da? Și îndreaptă picioarele pe live, dar nu se duc în camere de urgență sau în spitale, că nu are cine să-i filmeze și nu știe cine să cadă pe spate. Ascultă-mă bine ce spun astăzi. Iisus a fost unic, cel mai mare vindecător, și totuși l-au pus pe cruce. Întrebarea pe la care trebuie să răspundem este: pentru ce venim noi la biserică? Venim pentru că îl iubim pe Iisus sau pentru că vrem să vedem semne și minuni? Avem o credință adevărată care nu se bazează pe ceea ce se vede, pe ceea ce izbește, sau avem credința reală care merge contra rațiunii, împotriva vederii? Unii vor întreba: de ce nu mai sunt semne și minuni ca odinioară? Și alții răspund: pentru că nu mai trăiesc cu oamenii la fel. Eu vreau să întreb pe cei care spun asta: tu nu te numeri printre ei? Tu deja ești luat la ceruri, ești un înger? Tu nu trebuie să răspunzi la aceleași întrebări cum răspundem noi, ceilalți muritori de rând? Ești scutit? Ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă vrem cu adevărat o trezire reală, trebuie să lăsăm laptele, suzeta, semnele, minunile și să credem în Scriptură, care este cea mai mare prorocie. Să credem în cuvântul lui Dumnezeu, care este testat, cuvântul lui Dumnezeu, care este da și amin. Și vreau să te întreb astăzi dacă ești gata să vezi semne și minuni. Și înainte să răspunzi, fii foarte atent. Ce se spunea despre întâiul martir? Spunea așa în Fapte, capitolul 6. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Dacă te rogi pentru semne și minuni în viață, pregătește-te pentru cruce și pietre. Nicăieri în Biblie nu scrie că cei care cu adevărat au fost folosiți de Dumnezeu au fost și elevați, ridicați de oameni. Mă gândesc că vrei să vezi sau prin tine să facă Dumnezeu semne și minuni ca să ai și tu oarecare notorietate. Uite-te puțin, cei care cu adevărat prin care a lucrat Dumnezeu au fost ulterior puși pe cruce sau uciși cu pietre. Dacă vrei semne și minuni, fii gata de prigoană. Toma a vrut să vadă semnele și când a înțeles că este Domnul, a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus este Domn, dar este și Dumnezeu. Din ce înțelegem din text? Sunt două feluri de credință. Una a vederii, care este o credință inferioară, care se bazează mult pe circumstanțe, pe ceea ce vezi, pe ceea ce simți, și alta fără vedere. Auziți ce îi spune Iisus lui Toma: Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Și tuturor ne place să spunem: noi suntem ăștia. Nu, îți place asta. Acum ai spus, te-ai bătut cu palma pe picior, așa ai zis, da. Tu ești Nicolae, tu ești, da, bravo. Bravo. Dar hai să spun de unul care a fost rămoșul nostru. Numele lui era Avram.
avea 100 de ani și Sara 90. Îi venise menopauza de vreo 40 de ani. Biblia spune, nu eu, citiți acolo, nu mai puteți să aibă copii. Asta înseamnă în limbajul nostru. Și Dumnezeu vine odată și îl trage pe ăsta de mânecă și spune, vină cu aceea, Avrame. Ia uite-te tu la bolta înstelată. Îți place? Wow, ce frumusețe. Nu, acum numără stelele. Și Avram spune, Doamne, nu pot. Sunt prea multe. Și Dumnezeu spune, vezi stelele astea? Urmașii tăi vor fi la fel de numeroși. Și Avram spune, Doamne, cum se va putea lucrul ăsta? Că eu, știi foarte bine, nu pot. Avram se va întâmpla treaba asta. Și Biblia spune că Avram a avut credința reală și a crezut. Auziți ce spune Pavel în Romani 4? Fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul lui care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Și Pavel continuă și spune că Dumnezeu i-a socotit această credință ca neprihănire. Haleluia! Mă, cum facem și noi rost de credința asta? Pentru că Biblia spune că Avram a fost rămoșul nostru. Nu în sens genetic, ci în sensul credinței. Noi suntem copiii lui Avram, prin credință. Asta a încercat Domnul să le spună evreilor care nu credeau și nu înțelegeau de niciun fel cum el era înaintea lui Avram. Dar asta este altă discuție. Întrebarea este cum facem noi rost de o astfel de credință? E bine, totul începe cu înțelegerea că Dumnezeu este stăpânul circumstanțelor noastre. Avram a crezut asta. Poți să te gândești pentru o clipă la discuția dintre Avram și Jehova. Avram se uită la stele și Dumnezeu îi spune, copiii tăi vor fi la fel de numeroși. Și Avram spune, din ce văd eu nu, no way, imposibil. Dar în mintea lui a venit așa, dacă Dumnezeul ăsta care a creat bolta asta înstelată îmi spune că va fi, înseamnă că așa va fi. Vedeți, credința care merge dincolo de vedere este credința care întotdeauna îl ridică pe Dumnezeu la statutul lui de suveran. Dacă El te-a creat, dacă El ți-a dat viață, dacă El a pus credință în inima ta, dacă El te-a adus până aici, tu crezi că El nu poate să te scoată de unde ești în ciuda circumstanțelor tale? Crezi că Dumnezeu este orb, se pensionează, este plecat în vacanță cum era Baal mai devreme? Nu, Dumnezeu este același suveran, binecuvântat să fie numele Său. Să ne gândim la Iosif, un tânăr fără familie, fără Biblie, fără biserică, în groapă, sclav, mai apoi de succes, tentat de nevasta lui Potifar, în temniță băgat pe nedrept, iar de succes, trădat din nou, iar de succes. A fost un om care s-a bazat pe Dumnezeu fără să vadă. Hai să spun, acolo în groapă, când te-au aruncat frații, pentru că trădare mai mare decât a fraților nu există, când te-au aruncat frații ca să te vândă sclav, nu prea vezi nimic, dar poți să biruiești dacă crezi în Dumnezeu. Când nevasta lui Potifar s-a dat la el, știți ce a spus el? Pe lângă faptul că stăpânul mi-a dat toate în mână, cum pot să fac eu asta împotriva lui Dumnezeu? Pentru că el a știut, chiar și acolo când nu vedea, că Dumnezeu este suveran. Când a ajuns în temniță, oameni buni, temnița aceea nu era temniță ca astăzi cu televizor și cu paste ramen. Erau băgați la beci acolo, nu vedeau cu ani lumina. Și acolo în întuneric. Chiar dacă a fost uitat de cei doi cărora le-a interpretat visele, el tot rămâne credincios, pentru că credința lui nu se baza pe vedere. Ce să vezi în temnița întunecată? Prin credință îl vezi pe Dumnezeu. Ce să vezi în mijlocul bolii și a neînțelegerii? Ce să vezi atunci când copilul este plecat în lume de 10 de ani și parcă nu se mai aude, parcă cerul este de plumb? Îl vezi pe Dumnezeu care lucrează. Dumnezeu care este suveran. Asta este credința adevărată care îl onorează pe Dumnezeu în ciuda ceea ce vezi sau nu vezi. Toma a vrut să vadă. A vrut să vadă semnele. A vrut să vadă semnul cuielor.
Mulți dintre noi vor să vadă cum crește piciorul ăluia șchiop, cum se vindecă orbul, da, și nu înțelegem că credința este mai mult decât vedere. Evrei 11 cu 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite. O puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Ce fel de credință ai tu azi? Poate spui, Doamne, îți pun un semn. Dacă tu împlinești semnul ăsta, mă voi duce, Doamne, să propovăduiesc Evanghelia. Serios? Dar cine ești? Ești Gedeon? Păi Gedeon n-avea nici biserică, n-avea nici Biblie, nici măcar părinți credincioși n-avea. Nu, păi noi putem să facem ceea ce a făcut Gedeon în niciun caz. Ce trebuie să-ți mai spună sau să-mi spună Dumnezeu ca să fii martorul lui? Ce trebuie să ne mai facă Dumnezeu ca cu adevărat să-L reprezentăm pe El cu cinste acolo în societate unde trebuie? Ce trebuie să mai facă Dumnezeu ca noi să acționăm? Oameni buni, apostolul spune că credința are fapte. Credința se vede de-n fapte. Dacă nu ai o pasiune pentru sufletele pierdute, mi-e teamă că nu ai credința adevărată. Pe toți apostolii găsim pasionați, arzând pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă n-ai credința asta care vrea să-i atragă pe cât mai mulți, dă-mi voie să spun că ai o credință de prunc. Știi cum e aia? Cred în Tine cât îmi dai. Doamne, dă-mi sănătate, dă-mi bani, dă-mi recunoașterea oamenilor, dă-mi întâietate și eu cred în Tine. Ia-mi astea! Și vorba moldoveanului, vă leu. Dacă nu faci ce spun eu, e bai. Dacă nu mai sunt sănătos, m-a părăsit Domnul. Dacă nu mai am bani, e foc, sunt distrus, îmi vine să mă culc în cenușă ca Iov. Asta e credință? Nici de cum, asta e copilăriile. Și să spun ceva, Dumnezeu îți va lua jucăriile. Pentru că Dumnezeu vrea să te treacă la cel la nivel. De la credința asta vederii, la credința reală, la credința reală. Avem tendința să ne facem mici monumente, avem tendința să venim aici și să stăm pe grupuri. Aici ar trebui să fie foc, nu ațipire, oameni buni. Noi nu venim aici să ne odinim. Aici venim să ne umplem de focul lui Dumnezeu. Este cineva care crede astăzi cu adevărat? Sau cerem și noi semne ca Toma, vrem să vedem semne. Doamne, dă-ne azi credința adevărată, care crede fără să vadă. Și asta cât mai repede, pentru că știți ceva? Vremea venirii este aproape. Și astăzi vreau să-ți dau o veste foarte, foarte bună. Știi care e vestea asta? Iisus vine și atunci când ușile sunt închise. Pentru că uite ce spune aici Ioan. Pe când erau ei cu ușile încuiate. N-au vrut să facă evangelizare. N-au vrut să facă slujbă publică. N-au vrut să audă vecinii, probabil că erau cu pernele în geamuri. Au închis și erau cu ușile încuiate. De ce? De frică. Intră Iisus prin ziduri, a stat în mijlocul lor și le zice, pace vouă, pace vouă. Mulți astăzi au ușile închise. Nu ne mai iubim, ne urmărim greșelile. Biserica așa, per total, zace într-o amorțeală, nu se mai evangelizează. Și dacă totuși biserica ar face ceea ce spune Dumnezeu să se facă, Iisus a intra în fiecare dată în mijlocul ei. El a murit pentru ea. El a murit pentru biserică. Câteodată vine o predică care spune, deschideți ușile să intre Iisus, lăsați amărăciunea, frustrările, binecuvântați pe Domnul, bucurați-vă de ceea ce face Dumnezeu, dar noi tot închise le ținem. Ascultăm câte o cântare dumnezeiască, ne zguduie cântarea aceea și luăm decizii noi. Vrem să fim schimbați, hotărâri noi, care țin până luni. Luni iar luăm telefonul, iar sunăm pe cine nu trebuie, iar deschidem internetul, iar ne uităm unde nu trebuie sau citim cuvântul care ne mustră și ne îndreaptă. Dar ușa noastră e toată închisă. Ne rugăm și Duhul ne cercetează, am experimentat asta, plângem și ne pare rău, dar zăvoarele tot sunt închise. Vestea cea bună este că Iisus intră în biserica Lui chiar când ușile sunt închise.
Știu, ai să spui în Apocalipsa, spune că el stă la ușă și bate. Da, da. Dar asta e o chestie personală. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Dar în biserica lui, el este suveran. El nu-și cere voie la nimeni. El nu-i trimite e-mail-uri sau mesaje pe telefon. Dragule, pot să vin și eu în biserică la mine? Pe care am câștigat-o cu propria mea viață. Pot să intru aici să cercetez un păcătos sau trebuie să-ți cer ție voie? Trebuie să-ți cer ție voie? Nu, nu, nu. Biblia spune, pe când erau ei cu ușile închise, Iisus a stat în mijlocul lor. Așa că, pregătiți-vă de trezire. Pentru că vremea este aproape. Și cel care vine, va veni și nu va zăbovi. Astăzi, toți trebuie să ne uităm în oglindă. Și să înțelegem că Iisus este Domn și Stăpân peste biserică. Este blând și ne iubește și ne vrea binele, însă nu se va gândi de două ori ca să te atingă, ca să scape viața. Pentru că te iubește, te mustră. Pentru că te iubește, mă mai pișcă. Pentru că mă iubește, mai permite anumite lucruri în viața mea ca să mă trezesc la realitate și să revin, să spun, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Nu știu care e problema ta astăzi. El o știe. El o știe. Dar astăzi, pentru că este Duminica Tomei, nu-i mai cere să facă minuni. Nu-i mai cere să facă miracole. Hai să spun ceva, tu ești un miracol astăzi. De fapt, toată adunarea asta este un miracol. Fiecare de aici suntem un miracol. Câte cazuri de cancer vindecat, cât diabet, din câte accidente am fost scăpați. Este un miracol că am ajuns bine aici. Mulți dintre noi puteam muri în droguri, de la alcool, de la nebuniile pe care le-am făcut. Suntem aici, prin harul Lui. Știți, mulți se uită la semne și minuni și spun, pentru alea trebuie ajutorul lui Dumnezeu. Dar pentru celelalte nu trebuie? Ia auzi ce spune Iisus. Fiți desăvârșit, cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Nu, asta e ușor? Ai reușit? Cum ți-a mers până acum? Ia zi, ai reușit singur? Că eu n-am reușit. Cumva, credem că restul creștinismului e ușor, numai semnele și minunile, acolo să vină Dumnezeu. În rest, ne descurcăm noi cu religia noastră, cum spune Alberto. Ne descurcăm. Pe când relația adevărată cu Dumnezeu este un har după har, după har, după har, este supranatural după supranatural. Harul este supranatural. Trăirea zilnică cu Dumnezeu este un har. Ești un semn și ești o minune înaintea lui Dumnezeu. Ce vrei mai mult? Adu-ți aminte de unde te-a scos Dumnezeu. Am o rugăciune constantă înaintea Lui ca să mă țină Domnul smerit. Știi ce îi spun? Doamne, niciodată să nu uit de unde m-ai scos. Niciodată, Doamne. Pentru că cumva cu vârsta a ajuns să crezi că meriți și că reușești tu. Hai să spun ceva. Dacă odată și-a Domnul mâna de pe tine, e vai. Că și-a luat-o de pe Iov. Țineți minte? Singurul lucru care i-a rămas lui Iov a fost viața. Atât. Nu vrei lucrul ăsta. Nu vreau lucrul ăsta. Să nu spui vreodată că faci ceea ce faci prin puterea ta. Nu. Faci ceea ce faci prin harul lui Dumnezeu. Așa că azi, în loc să ceri semn, minune, laudă-L pe Domnul și zi, Iisuse Hristoase, mulțumesc că ai înviat ca să am și eu o viață veșnică. Psalmul 71 spune, când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit. Doamne, îți mulțumesc că ai suferit disprețul ca astăzi să fiu și eu numit Fiu de Dumnezeu. Poți să spui amin la asta? Îți mulțumit că ai suferit crucea ca să fiu și eu mântuit. Azi îți pun viața mea la picioarele tale perforate, eul și voința, dorințele mele și viitorul meu la crucea ta. Fă ce vrei cu ele, numai ajută-mă să fiu gata pentru venirea ta. Asta îmi doresc cel mai mult, Doamne. Toma a făcut o mărturisire extraordinară. E versetul meu preferat din Biblie. A spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Poți să spui tu asta cu adevărat? Nu doar de pe buze, că după buze e ușor, tot spunem, v-am spus de la început, Hristos a înviat și eu îl știu că trăiește, vai și amar de el, el mă salută cu Hristos a înviat. Zic, dar Hristos a înviat numai de Paște, numai în săptămâna asta,
În restul anului n-a înviat? Hristos nu-i viu și noaptea când vede ce faci tu? Hristos a înviat. Nu spune Domnul meu și Dumnezeul meu doar de pe buze, că nu este de ajuns. Vezi, Toma când a spus, el a și crezut. Istoria bisericească spune că Toma a murit martir în India. El n-a spus numai de pe buze, Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu-ți fă planuri pentru în afara lui Dumnezeu. Nu-ți fă planuri fără Dumnezeu, că nu știi ziua de mâine. Nu-ți poți garanta că poți să, azi vei lua tramvaiul și vei ajunge acasă. Nu-ți poți garanta asta? Nu pot garanta nici în dreptul meu. În Luca, Hristos spune așa: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? O afirmație care poate face sens pentru noi azi, dar vă garantez că pentru ei chiar au crezut și au înțeles ce a întrebat Domnul. Oare la ce s-o fi gândit audiența când le-a spus: de ce îmi spuneți, Doamne, Doamne? Pentru noi, domnul Ionescu, domnul Neculai, domnul, ei au înțeles altceva. Curios, în greacă coine, tradus în dicționar, înseamnă domn suprem în autoritate. Nu era doar o formulă de politețe pe atunci, era o afirmare a loialității, a stăpânirii. Când îi spuneai cuiva domnul meu, îl vedeai ca pe stăpânul tău. Stăpânul vieții, stăpânul familiei. Știți ce făcea domnul roman când cezarul, când unul din supuși nu era credincios? Îl ucidea și pe el și familia lui, cu nevastă, cu copii, cu nepoți, cu toți, pe toți, ucidea tot. De ce? Pentru că era domn asupra familiei, era stăpân autoritar peste familie. Ascultă-mă bine, majoritatea stresului și problemelor noastre vin de la lipsa supunerii noastre autorității lui Hristos. Dacă El ca stăpân și domn au hotărât așa în dreptul familiei mele, cine sunt eu să mă opun sau să mă supăr pe El? Un domn spune și supuși ascultă. Vă puteți imagina cezarul spunându-i cuiva să facă ceva și respectivul să spună: nu, n-am chef, mai încolo. Bine, asta au înțeles oamenii atunci. De fapt, ce îi spune Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, îi spune: tu ești autoritatea supremă asupra vieții mele. De acum, viața mea va fi trăită așa cum vrei tu, nu cum vreau eu. Și să spun ceva, Domnul ne vorbește profetic nou, așa cum le-a vorbit lor atunci. Și întreabă generația asta, cum a întrebat generația de atunci: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ceea ce vă spun eu? Vestea cea bună, astăzi, în dimineața Tomei, este că El intră atunci când ușile sunt închise. Dacă ai intrat aici, ușa inimii tale este închisă. El este stăpân și autoritar. Pentru că duminica Tomei este duminica celor care încă nu cred cu adevărat. S-au botezat ca să se căsătorească. S-au botezat că e mai binișor, așa. Sau a celor care încă nu s-au botezat că încă le place la club. Sau a celor care sunt în casa Domnului, au copii, au nevastă, dar mai accesează și pornografia. E duminica ta. E duminica ta, ascultă-mă bine ce spun. E duminica în care Iisus devine Domn și Dumnezeu. E duminica când Iisus nu te judecă, ci doar îți spune: uite semnele, crede numai. E duminica când intră ca domn autoritar, suveran. Ne uităm azi și ne rugăm de fiecare duminică să vină oamenii la biserică. Hai să spun, o duminică când va fi plin la biserică, se vor rupe ușile. Știi care e duminica aia? Duminica după ce a fost răpirea. După ce a fost răpirea, bisericile vor fi pline. Îți garantez. Se vor rupe ușile. Se vor rupe scaunele. Vor sta oameni în picioare. Vor veni nu cu 3 minute jumate înainte de cântare, cum vii tu, ci vor veni cu 2 ore înainte și vor sta drept să înceapă să cânte. Vor fi gata să se roage. Vor lăuda pe Domnul și nu vor mai fi: mă, mai ridic o mână, nu mai ridic, mai spun, mai strig, nu.
vor fi gata să facă orice, atâta vor dori să asculte cuvântul și vor sta la predică fără să miște, gata să se predea. Dar hai să spun ceva. E prea târziu atunci. Prea târziu, pentru că vocea Domnului s-a auzit înainte. Și astăzi, când vorbesc eu, El încă nu este judecător, El este mântuitor. Și astăzi, în Duminica Tomei, El vine și spune, nu te condamn, ci te iubesc, vin în mijlocul tău, pace ție. Crede astăzi, fără să mai ceri minuni, pentru că minunea cea mai mare ești chiar tu. Inima ta care este gata să fie transformată, păcatele tale multe care au fost iertate, binecuvântat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. În momentele următoare ne vom apropia de masa Domnului. Invit slujitorii să vină aici în față să ne pregătim. E momentul rugăciunii, e momentul cercetării, indiferent cine ești astăzi aici. E momentul în care vii înaintea lui Dumnezeu cu toată inima ta și spui, Doamne, îmi pare rău că atâta am cerut semne, minuni, atâta mi-am dorit, Doamne, să văd ceea ce n-au văzut alții și am omis minunea cea mai mare. Minunea că cuvântul Tău cel măreț a ajuns și la inima mea, a ajuns și în viața mea. Minunea că și păcatele mele au fost iertate, Doamne. Minunea că pot să-mi spun astăzi Fiul de Dumnezeu prin jertfa Ta, prin meritele Tale. Minunea că astăzi Tu încă nu ești judecător, tu nu ai venit azi în mijlocul nostru prin Duhul Tău cel Sfânt ca să ne judeci, Doamne, ci ai venit ca să mântuiești, ca să restaurezi, ca să binecuvintezi. Și astăzi El este Cel care vrea să se atingă de inima Ta, așa cum stăm, plecând capul la rugăciune, cu ochii închiși. Doamne, îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru. Îți mulțumim că în vinerea aceea întunecată ți-a făcut plăcere să-L vezi pe Fiul Tău răstignit, pentru că ai știut că prin rănile Lui noi vom avea vindecare. Îți mulțumim că atunci, în vinerea aceea, ți-ai întors față de la El, Doamne, ca să nu ți-o întorci niciodată de la noi. Îți mulțumim că acolo pe cruce Hristos a purtat păcatele noastre, toate minciunile pe care le-am spus, toate privirile lacome, toate gândurile necuvincioase, toate faptele, toate acțiunile rele, Doamne, toate au fost puse pe umerii Lui. Îți mulțumim că a treia zi după Scripturi L-ai înviat pe Hristos din morți, făcând astfel ispășire pentru sufletele noastre. Doamne, suntem astăzi regenerați, născuți din nou, împuterniciți de Duhul Tău, în meritele lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Său. Astăzi te rog să te naști în inima celor care încă nu Te-au primit. Doamne, sunt aici oameni care vor să vadă ca să creadă. Doamne, ajută-i Duhul Sfinte întâi să creadă și apoi vor vedea. Binecuvintează credința noastră, ajută-ne să nu avem o credință de copil, ci să avem credința adevărată, care crede în ciuda vederii. Astăzi îți mulțumim pentru onoarea pe care o avem să stăm la masa Ta. Te rugăm, binecuvintează pâinea aceasta, dă-i valoarea trupului Tău. Astăzi te rugăm să binecuvintezi rodul viței, dă valoarea sângelui Tău, sângele legământului cel nou care se varsă pentru cei mulți. Și binecuvintează-ne, cum stăm la masa Ta, binecuvintează-ne, sfințește-ne, întărește-ne. Îți mulțumim, Tată, că Tu vei face lucrul acesta. Pentru că L-am cerut în numele lui Iisus. Amin.